Rareș Pop sau noul Denis Man a fost transferat de Rapid București de la UT Arad, iar în acest episod îi vom simula cariera puștului care are o potențial foarte mare de 82, dacă nu mă înșel, și la doar 18 ani. Este la o echipă destul de bună, la locul 2 din Superliga României când filmez eu acest episod, și anume Rapid București, și pentru primul sub sezon aici la Rapid îi vom da un development care să-i crească shooting-ul, passing-ul și așa mai departe, inverted wide midfielder, și vom simula cariera să-l facem unul dintre cei mai buni fotbaliști români din toate timpurile. Și asta înseamnă, bineînțeles, să câștigăm balonul de aur și cel puțin un Champions League. Dar la Rapid avem o problemă, și anume că sunt foarte mulți jucători care îi iau fața lui Rareș Pop în primul 11, cum ar fi Bamboe sau Crașinci, Hasani, poate Papo, așa că eu vreau pentru Pop să îl lăsăm la Rapid. Dacă vreau să-l las la Rapid, trebuie să-i facem loc în această echipă, așa că o să vând toți jucătorii care îi ocupă aici postul de titular. Și după ce voi face asta, vom simula primul său sezon și vom vedea cât de bine se descurcă Rareș Pop în FIFA 24 și mai ales de toate. Ești în căutare de un site de unde să-ți cumperi tu FC 24 sau poate oricare alt joc? Intră pe site-ul prietenilor celor de la Eneba, linkul în descriere, de unde poți cumpăra FC 24, FC Points sau ce alt joc îți mai dorești tu în variantă digitală. Și haideți să continuăm cu clipul. Cum se poate descurca la Rapid. Dar înainte să aflăm asta, voi nu uitați să vă abonați, să lăsați un like la acest clip, să faceți și noi 400 de like-uri și, de ce nu, să vă abonați, să faceți și noi cât mai repede 14.000 de abonați. Vă mulțumesc pentru 13.000. Haideți să facem și noi 20.000 până la finalul lunii martie. Până la finalul lunii martie vom avea 20.000 de abonați, premoniția mea. V-am zis-o acum. Așa, băieți, am terminat de simulat primul nostru sezon cu Rareș Pop la Rapid. Și am terminat pe locul 7 în play-out, adică, da, printre ultimele locuri din campionat. Din păcate, n-am avut un parcurs chiar atât de bun, dat fiind faptul că am dat foarte mulți dintre atacanții noștri veritabil la ei. I-am dat afară, ce să mai. Am pierdut în sferturile cupei naționale cu Oțelul Galați și restul nu ne mai interesează. Iar Rareș Pop, sper eu că a crescut măcar până la un 70. Ei bine... nu aș juca chiar atât de multe meciuri, doar 21 de partide, 68 overall, 3 goluri, 3 asisturi. Vom rămâne în continuare la Rapid pentru că nu are rost să plec deocamdată. Haideți să vedem sezonul numărul 2 al lui Rareș Pop, tot aici la Rapid. Așa, băieți, am ajuns la finalul sezonului numărul 2 și avem aici cupă, probabil sunt play-off-urile de Superliga pe care le pierdem, așa că nu mai contează. Cum s-a jucat Rapid în acest an, presupun că a prins măcar play-off-ul, da, locul 4 în play-off, ceea ce, na, e o diferență mare de la 7 în play-out. Bravo lor, bravo lor, bravo rapidiștilor, v-ați mai ridicat un pic, eu v-am dat în jos. Uite că UT Arad fără Rareș Pop reușește să câștige Cupa României, dar vreau să văd și pe Rareș Pop fără UT Arad ce a făcut. Ei bine, a marcat 12 goluri și a crescut până la 73 overall. Bun, plus 5 în acest sezon pentru Rareș Pop, 12 goluri, 6 asisturi, dar încă nu cred că am avea de ce să plecăm de la Rapid, e prea mic overall lui. Poate, nu știu, o să vedem ce oferte vin, dar încă n-aș pleca de la Rapid, sincer, aș mai sta încă un an și după poate. Iar prima ofertă pe care o primește Rareș Pop este una foarte bună după părerea mea, de la PSV, însă oare ce echipă are PSV-ul? Probabil că au opțiuni și nu aș vrea să mă duc acolo să-l țin pe bancă pe Rareș Pop. Da, îl au pe Noah Lang, îl au pe Lozan, da, efectiv, n-am de ce să merg acolo. Și avem ofertă de la Al Ahly din Arabia Saudită. Nu o să acceptăm o ofertă de genul ăsta pentru un puș de 20 de ani. Și Luton Town, care nu sunt sigur dacă e în Premier League, s-ar putea să fie în a doua ligă din Anglia, dar poate că cei de la Luton nu au un prim 11 chiar atât de bine cotat, să zicem așa. Haideți să vedem unde este Premier... De fapt, dau de aici, England. Și verificăm toate ligile. Luton e aici, mai e în Premier League? Luton nu mai e. E în a doua ligă? Sau în a treia, poate? N-ai de unde să știi că de mult au căzut? Nu, e în a doua ligă din Anglia. Și... L-au pe Tahit Chong. Da, care teoretic e un pic mai bun decât... Dacă nu era Chong ăsta, mergeam aici, sincer. Mergeam, că era o mutare destul de interesantă. Da, nu pot. E Tahit Chong care are
doar plus 1 în fața lui Pop și o să ia fața. Și mai vine o ofertă să-l facem pe Rareș Pop noul Giannis Hagi. Ei bine, haide să vedem ce echipă are Rangers acum, dacă tot au ofertat pentru noi. Scoția, Scotland, ok, și Rangers. Rangers, care... l-au pe Matondo ăsta. Giannis Hagi e aici la echipă, cred că s-a întors după împrumutul la Alaves. Dar în rest, mai e oare cineva, mai e? Da, îl au pe Scov Olsen ăsta, 81 euro. N-am ce să fac, nu mergem nici la Rangers. De ce naiba îl vreți pe Pop? Și vedem acum o ofertă din Spania de la Getafe. 7.500.000. Echipa la care, din câte știu eu, este Mason Greenwood în viața reală, dar s-ar putea ca aici să nu fie. Și haideți să vedem. Prima ligă, presupun că nu au retrogradat. Ba da, cred că s-a dus în Liga a doua. Ok, Getafe. E bine, da, Getafe în Liga a doua și... ce au pe RM? Îl au pe Pine Seal ăsta. Da, e mai bun. N-am. E greu să găsești echipe acum la început, când încă are overall-ul puțin cel mai mic. Și nimeni alta decât Porto a oferit pentru al nostru Rareș Pop. Și Porto s-ar putea să aibă pe cineva sau nu neapărat. Au mijlocat stânga, l-au pe Galeno, ok, l-au și pe Jaime ăsta, dar nu au pe dreapta. Și după creierașul meu, a zice că ar trebui să joace. Ar trebui să joace Pop la Porto. Și o să riscăm. Chiar dacă s-ar putea să nu fie cea mai inteligentă mutare, o să risc un pic și acceptăm prima ofertă de transfer care vine pentru Rareș Pop, și anume cea de la Porto. Bine, nu e... plecăm la Porto, nu mă mai complic. Așadar, Rareș Pop semnează cu Porto și ceva îmi spune că această mutare va fi una dintre cele mai bune mutări pe care le-am făcut vreodată într-un început de simulare de carieră. Rareș Pop, 74 overall, nu știu cât are potențial în acest moment, 20 de ani, se transferă la FC Porto, unde poate trebui să cam fie titular, după părerea mea. Ia să vedem, hop, right wing, perfect. E și Jaime ăsta, de care mi-e cel mai frică, dar să sperăm că nu-i va face față Jaime ăsta lui Pop. Și da, haideți să vedem, mama, l-avem și pe Costa în poartă, s-ar putea să câștigăm campionatul cu echipa asta. Simulăm primul sezon al lui Pop la Porto și al treilea din cariera sa. Așa băieți, am terminat și al treilea sezon al lui Rareș Pop, primul său departe de Rapid și de România. Suntem la FC Porto, unde... am reușit să câștigăm primul trofeu din cariera lui Rareș Pop, Cupa Portugheză. Însă am pierdut campionatul la 5 puncte tot în fața echipei care, pe care am bătut-o în finala cupei. Am fost în Champions League, finala e între Spurs și Paris Saint-Germain, ia uite drăgușinul de ajuns. Noi chiar am reușit să trecem de grupa asta incredibil de grea cu Manchester City, Atletico și Midtjylland, era să zic cu Manchester City, Porto și Atletico, în fine. Am trecut de grupa asta, i-am scos pe Atletico din Champions League, iar în runda 16-a Paris Saint-Germain aproape ne-a dat 10 goluri, 9-4 la general, dar totuși sunt echipa care a ajuns în finală, n-are sens să ne supărăm pe asta. E momentul să vedem cum s-a jucat Rareș Pop, câte goluri a avut și cât a crescut, plus 4 în acest sezon, 14 goluri, 3 asisturi, 20 de ani, pentru 20 de ani stă bine Rareș, stă chiar foarte bine, 14 goluri, a fost cel mai bun winger al echipei, chiar dacă n-a fost titular în atât de multe meciuri pe câte a fost Jaime, dar totuși e bine și... poate chiar să mai stăm un sezon la Porto. Așa băieți, am ajuns la finalul sezonului numărul 4 deja din cariera lui Rareș Pop. Suntem la FC Porto și vreau să văd campionatul. Am pierdut tasa portugheza, dar n-am câștigat campionatul. Bă, am zis că vreau să văd campionatul. Păi uite că l-am văzut. Din păcate s-au schimbat rolurile. Benfica câștigă cupa, noi campionatul. Se întâmplă invers cum s-a întâmplat anul trecut. Iar în Champions League... finală City Atletico, echipa pe care noi am scos-o din Champions anul trecut. Uite că am trecut și anul ăsta din grupele Champions League cu Porto. I-am scos pe Napoli, iar în runda 16-a... ne-a bătut Marseille. Da, aia e, pierdem din nou runda 16-a. Probabil vom pleca de la Porto după sezonul ăsta, dar haideți să vedem cum s-a dezvoltat Rareș Pop. Sunt prea bun. Ia uite-te și tu, tată. 22 de goluri, 7 asisturi, statistici de atacant. Veritabil,
84 overall, a nebunit, trebuie să-i mai creștem shooting-ul, i-am crescut și la passing un pic, dribbling alea, pace-ul are maxat aproape. Haideți să mergem spre sezonul următor, să facem pe mine Messi ăsta un adevărat jucător de balon de aur. Hai să mergem la altă echipă, dar Porto, o decizie bună să venim la voi. Doamne, iartă-mă, de unde venim? Real Madrid oferă 84 de milioane. La fel, bine, Brentford oferă un pic mai mult. Real Madrid, ok. Hai să vedem ce echipă are Real Madrid. Na, probabil o să-l aibă acolo și pe Rodrigo, așa că nu cred că avem de ce să mergem la Real, dar hai totuși să vedem, poate totuși nu-l au pe Rodrigo, deși, da, uitați-vă voi, 91 overall, n-avem ce să facem. Iar la Brentford parcă mai era... ofertă de la Brentford, parcă am mai primit, da. Hai să vedem Brentford ce jucători au. Portar au? 80-82, David Raya. Îl au pe Angel Correa. Mai e și Mbeumo ăsta, dar am jucat în locul lui. Nu știu, mi se pare slăbuț, adică... oh, stai așa, Timber. Sudakov. Defensivă e la Croa, Lucheba. Bă, nu e chiar atât de rea echipa asta. Nu e chiar atât de rea. E și Rico Lewis. Și o echipă la care nu cred că am mai fost niciodată. Așa că, cu riscul... de fapt, nu. Nu vreau să mergem la altă echipă. Vreau să merg la o echipă mai mare. Sau să facem o încercare cu Brentford. Poate că nu o să vă placă asta. După o decizie atât de bună cum a fost cea de a merge la Porto, poate o să iau o decizie nu la fel de bună de a merge la Brentford. Îi mai dăm acolo niște bănuți lui Rareș Pop să-și ia și un Lamborghini. Acceptăm oferta din Premier League. Iar Rareș Pop nu acceptă oferta de a primit-o de la Brentford. Așa că noi continuăm, da, nu mergem la Brentford. Ce puțin nu încă, dar nu cred că vom merge vreodată. Vedem o ofertă de la Atletico de Madrid. Haide să vedem ce ne pun pe masă madrilenii. Ce au Atletico de oferit? Să fim colegi cu Horațiu Moldovan de echipă. Dacă mai e acolo sau dacă a fost abana. Ah, am dat free agent din greșeală. Ok, any. Hai să vedem. Ok, echipa, da, știam că e bună. Îl au pe Samuelino. Nu cred că au pe nimeni care să joace în locul nostru, ceea ce pentru mine este perfect. Horațiu Moldovan e și el aici, ceea ce e ok. Și au portari. Așa că, bă, pentru mine e destul. Mergem la Atletico și o să îi luăm campionatul lui Real Madrid. Fiți voi atenți. Rareș Pop, welcome to Atletico Madrid. Un alt fotbalist fost la Rapid care ajunge la Atletico. Tare. Să sperăm că acceptă de data asta. Așadar, Rareș Pop se alătură lui Horațiu Moldovan la Atletico de Madrid și este momentul să vedem mai pe larg așa echipa, cum o să arate primul 11 al madrilenilor, bineînțeles cu Pop titular acolo. Haideți să vedem, sunt curios ce formație joacă, s-ar putea să joace cu 3 fundași, mamă, joacă chiar cu 5 și nu-mi place deloc, așa că o să schimbăm 4-3-3 atac, cum îmi place mie. Asta îmi place mie, fraților. Pop aici, Lino aici în stânga, te dăm un pic mai jos dacă vrei, cum vrei tu, ești cam tâmpițel. E și Cocciu, n-am vrut să fac asta. Ok, da, echipa o să mai bibilesc eu. E momentul să simulăm sezonul cu numărul 5 deja. Mamă, ce repede trece și cariera lui Rareș Pop. O să-i dau un development plan aici de față cu voi, să vedeți și voi ce mai dau. O să-i dau la shooting, inverted winger, i l-am mai dat, dar îl mai dăm din nou. Hai Pop, să ai și tu acolo măcar un 83 la shooting și ce să zic, baftă să câștigi la Liga. Simulăm sezonul numărul 5. Așa băieți, sezonul numărul 6. Ulu, 6. Stai mă, 5. 5, mai avem până la 6. 5 al lui Rareș Pop la primul sezon la Atletico Madrid. Băi, dar ce m-am săpăcit atât de mult? Haide să vedem dacă oare am câștigat campionatul. E bine, nu, am fost departe. Locul 6. Bine că n-a luat Real Madrid campionatul, a luat Barcelona, vedem Sevilla acolo pe locul 2. Nu înțeleg de ce ne-am clasat atât de jos, pentru că aveam totuși o echipă destul de bună, zice eu. Hai să vedem, am fost în Champions, primul loc în grupa noastră, am câștigat cu Feyenoord în ronda 16-a și am pierdut în sferturi cu AC Milan. Da.
Asta este la capitolul trofee. Rămânem doar cu cele din Portugalia deocamdată pentru Rareș Pop. Și avem 12 goluri, 5 asisturi. Mă așteptam la mai multe, dar 50 de meciuri. A jucat mai multe meciuri decât portarul, efectiv, doamne, 88 overall. Am uitat să menționez asta, da, foarte bine pe Rareș Pop. Începe să cam stagneze, bine, nu pot să zic stagnat. Începe să nu mai crească de nebunește, dar, na, ce pot să zic decât vom merge în continuare cu următorul sezon. Și n-are sens să plecăm de la Atletico, așa că o să le mai dăm o șansă. Cine știe, poate, poate vom câștiga măcar un trofeu aici la Atletico, după aia plecăm. Așa, băie, sezonul numărul 2 la Atletico Madrid și sezonul numărul 6 per total în sfârșit. Haideți să vedem dacă am luat campionatul ăla blestemat. Da, e timpul să plecăm de la Atletico. Real lui a campionatul. Copa de Spania, am pierdut în semifinale, mamă, nici măcar trofeul ăsta nu l-am luat. Champions League, eu nu cred că am fost aici, cred că am fost în Europa. Am trecut de grupa noastră, după aia am bătut-o pe Lille. În sferturi, însă, ne-am vins Stade Rennes, echipă care a și câștigat competiția, surprinzător după părerea mea. Haideți să vedem ce a făcut Rareș Pop, 31 de goluri, 91 overall. Da, da, e momentul. Atletico, îmi pare rău, dacă câștigam și cu voi măcar un campionat, n-am cerut foarte mult, am zis și eu un campionat, dar da, asta este, plecăm de la Atletico. Hai să vedem cu ce echipă semnează Rareș Pop, care probabil va fi nominalizat la Balonul de Aur în sezonul viitor. Iar prima ofertă pentru Pop vine de la Leverkusen. Dacă ați văzut simularea de cariera lui Vitor Roque, știți că la Leverkusen am fost în două finale de Champions League. Dar totuși nu-mi place să mă repet prea mult, așa că nu o să mergem la Leverkusen. Și nici la Leeds United. Dar Paris Saint-Germain. Hai să vedem ce are Parisul. Ce n-a văzut Parisul, bă, băieți. Hai să vedem ce are Parisul aici de oferit. Deși mie cam așa să merg la Paris Saint-Germain, pentru că știu că mai mult ca sigur acolo o să fie Mbappé. Și dacă ești în echipă cu Mbappé, șansele tale să câștigi Champions League-ul scad foarte mult. Dar, haideți să vedem. Îl au pe Grealish, Martinelli, Mbappé, bineînțeles, 30 de ani. Vedem și el ce a îmbătrânit. În rest, Xavi Simons. Da, foarte puțin jucător nou. N-am ce să fac la PSG. Chiar n-am ce să fac. Deci, pentru prima oară, cred că refuz PSG-ul pentru că e prea slab, efectiv. Mi-a mai dat și Mallorca. Nu te naibii. Și o avem pe AS Roma, care oferă și jucători la schimb. Ok, AS Roma, nu știu ce echipă aveți voi, nu v-am văzut cam pe nicăieri Champions League. Astea s-ar putea să nu aveți pe nimeni și să fiți doar o echipă normală. Hai să vedem. Serie A, Roma, FC, că nici măcar nu mai aveți licență. Portar, Mamaș David, ok. Atacant, Baldan, ziua, ok. Da. Nimic prea tare, dar nu mergem. Dar Barcelona s-ar putea să fie șansa noastră. Barcelona trebuie să fie bună. Cred că am văzut să și într-o finală de Champions League sau ceva în genul. Dacă nici Barcelona n-are jucători, atunci nu știu cine ar avea. Hai să vedem, Barça, portar, hai, n-am ce să fac, portar 2.80 overall, și nici ei nu sunt cine știe ce, Szoboszlai, interesant, dar, na. Cred că salvarea noastră s-ar putea să vină de la Tottenham Hotspur. Ne apropiem de finalul perioadei de transferuri. De fapt, mai sunt 5 zile, 3 zile, nu știu. Hai să vedem. Da, deci mai mult ca sigur o să mergem la Spurs. Și cred că l-au și pe Drăgușin. Adică mai trebuie să le pe Drăgușin. Asta dacă nu l-am vândut. Sunderland, nu Sunderland. Hai. Ok, Spurs. Portar Vicario, atâta vreau să văd. Vicario, bun. Atacant, Kulusevski, ok. Julian Alvarez, na, nu știu, vedem noi ce-i facem. Mijloc, Baturina, Bentancur, Emrecean, uite, Bruno Fernandez, ok, decent, decentuț. Mijlocul, dacă e, mai facem un transfer, îmi permit că, na,
cam toate echipele sunt cam varză acum. Trebuia să accept oferta aia de la Leverkusen, da. Nici măcar nu mai au pe Drăgușin. Ok, mergem la Spurs. Nu avem ce altă opțiune să alegem. Drăgușin e la Girona, ok. Da. O să mergem la Spurs așadar, băieți, și dacă acolo vedem noi ce facem. Păi semi-reconstruim un pic ca să o facem mai bună, dar atât să încercăm și noi să câștigăm Champions League-ul ăla. Dar de fapt mi-a trecut ceva mai bine prin minte. Nu o să mergem la Spurs, nu o să mai mergem la nicio echipă, rămânem la Atletico și o să folosesc bugetul ăsta de la avem aici 371 de milioane și cu ei vom face transferuri, pentru că echipa chiar am putea să o facem destul de bună. Hai să băgăm bani la Atletico, să ne distrăm un pic. Și prin urmare, băieți, am adus la echipă pe Militao, Colwell și Camavinga. Am luat doi jucători de la Real ca să-i destabilizăm și să ne asigurăm măcar victoria în campionat, să câștigăm campionatul. Asta e echipa noastră, de fapt, stai așa. Cu, unde e, mă? Așa, Militao și hai să zicem Camavinga aici, Colwell aici, Molina, hap-hap. Și asta e echipa, da. Na, cu ea o să încercăm să câștigăm măcar un trofeu la Atletico. Sezonul viitor e clar, trebuie să ne găsim echipă, probabil ceva în Premier League, că la Liga U e terminat. Așa, băieți, am luat finalul sezonului numărul 7. Suntem în 2030 și vreau să văd că am câștigat și noi măcar campionatul în Spania. Doamne, iartă-mă, cum bă să se întâmple așa ceva? Firar mama voastră, Real Madrid. Nu mai aveam niciun jucător efectiv, au câștigat și cupa. Băi, cum naiba? Leverkusen probabil a luat Champions League anul trecut. City cu Sport Lisabona în finala Champions League. Noi am fost în conferență și nici măcar n-am ajuns în finală. Ne-a bătut AC Almar. Doamne, iartă-mă ce tâmpenie. Proastă echipă Atletico, firar mama ei. Da, hai să vedem ce ai făcut, mă. Popule. Op, e bine, 20 de goluri, 11 asisturi, 90 de overall. Nici măcar n-a fost nominalizat la Balonul de Aur, ca idee, că m-am uitat, dar n-a fost nominalizat și n-am mai vrut să mai zic nimic. Da, sunt curios cum s-a descurcat Spurs în Premier League, pentru că acolo trebuia să ajungă. Da, locul 6, nici ei nu s-a descurcat prea bine. Chelsea primul loc în Premier League, poate mergem la ei. Hai să vedem cine îl salvează pe Pop din Madrid. Cine ne scapă din închisoarea asta. Și avem oferte pentru Pop, una de la Barcelona, cealaltă de la Napoli. Hai că ne uităm, na, Barcelona parcă a luat campionatul, nu, a luat Real Madrid, deci v-am zis Barcelona, ok. Poate au mai făcut transferul ceva, deși na, ne-am uitat anul trecut, nici măcar n-au portar. Ce? N-au portar și apărare deloc, sau mi s-a buguit mie jocul. Că eram pe midfield. Ok, are sens. Ok, hai să ne mai uităm o dată la Barcelona. Să vedem atunci pe cine au în poartă. Na, aceeași chestie, aceeași problemă, părerea mea. Vreau să mă uit la Napoli, sunt curios. S-au făcut, s-au îmbunătățit de când, na. În 7 sezoane de simulare, ia să vedem. Napoli FC. L-are pe Onana în poartă, mai e Oliver ăsta, Antonio Silva, Nuno Tavares. Na, e slabă echipa, mai e Osimhen, Varaschelia. Ar fi un trio mișto, Varaschelia, Osimhen și Pop, dar nu știu de restul echipei, nu mi se pare nimic interesant. Da, nu merg la niciunul. Și vedem două oferte din Germania. Leverkusen vine din nou și oferă jucător la schimb și o avem și pe Dortmund. Hai că ne uităm la amândouă, vedem care dintre aceste două echipe îi s-ar potrivi mai bine lui Rares Pop. Pop, 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 pop. Unde este Bundesliga? Unde este Bundesliga? Uite aici, hap. Și Borussia Dortmund îl are în poartă pe Kobel, ok, 90 portar. Stai mă că Borussia Dortmund are echipă. Hakimi, Araujo, Arnau Martinez. Mi se credeam că e mai bună dată, dar ok, Valentin Barco, Nicolo Barella. Păi chiar are o echipă decentă. E și Miller ăsta, Vermeeren, uite, fost un nostru jucător. În atac, cam slăbuț, dar Leverkusen trebuie să aibă top. Trebuie să aibă top neapărat. Carnesechi,
Frimpong, încă e la echipă, Grimaldo și el, dar e destul de bătrân, Romero, dușmanul, uite, dușmanii lui Drăgușin la Spurs, Mickey Van de Ven și Romero, Pedri, aici a ajuns Pedri, Florian Wirtz, dar în mijlocul lor e cam slăbuț, da, nu prea stau bine pe mijloc. Iar în atac nu stau bine nici aici. Mă tentează sincer Dortmund și eu o să fac alegerea asta de a merge la Dortmund, așa că schimbăm și noi campionatul, schimbăm și noi foaia. Rareș Pop, du-te frate la Dortmund, hai să plecăm în Germania. La simularea trecută cu Roche, o echipă din Bundesliga a fost cea mai bună pentru noi. Să sperăm că istoria se va repeta aici la Borussia Dortmund și sincer la cum arată echipa, pare că fix ăsta va fi cazul. E Barco, sunt niște jucători ok pe aici așa. Nu prea știu ce să zic. Barella e ăsta, cum îl cheamă? Pentru o secundă am crezut că Pedri era aici, dar cred că era la Leverkusen de fapt. Oricum, o echipă bunicică. La fundaș stau ei mai slăbuți, dar ce să-i faci, nu poți să le ai chiar pe toate. Așa că o să simulăm sezonul numărul 8 al lui Rareș Pop de aici. Poate primește și el o nominalizare la Balonul de Aur și să sperăm că să mai crească în overall, deși pare că stagnează, dar asta este, simulăm sezonul lui la Dortmund. Așa băieți, sezonul numărul 8? Cred 8 este. Ok, hai să vedem. 2031. Vreau să văd un trofeu măcar, nu știu, campionatul, liga, ceva. Văd aici Europa League am câștigat. Campionatul nu l-am câștigat, l-a luat Leverkusen. Normal că le-a Leverkusen. Firar, ia de treaba, trebuie să mergem la ei. În fine, Cupa Germaniei, Leverkusen. Doamne, firarele de alegeri, că fac numai alegeri proaste. Champions League, e Roma în finală. Echipa la care puteam să fim, ok. Și în Europa League am câștigat, da. Măcar avem și noi un trofeu. În atâția ani trebuia să mai avem mai multe, dar nu mai contează. Rămânem cu trofeele de la Porto și cu trofeul ăsta după o lungă așteptare. 19 goluri, 13 asisturi pentru Rareș Pop, nu foarte multe. Mai crește plus un overall și plec și de la Dortmund. Mă duc la Sevilla. Unde naiba să mă duc? Nici nu mai știu acum. Următorul sezon va fi ultimul, băieți. Deja am simulat destul. Dacă nu reușim să... Adică ar trebui să fim măcar nominalizați acum la Balonul de Aur. Dacă nu câștigăm Champions League-ul sau ceva mare sezonul viitor, aia e, o să se termine cariera atunci, dar rămâne de văzut ce vom face. Vom rămâne la Borussia Dortmund, băieți, în ultimul nostru sezon sau poate chiar penultimul și l-am luat pe Benjamin Sesko de la Sevilla, câștigătoarea Champions League aparent. Da, simulăm sezonul numărul 9. Și pentru prima oară în cariera sa, Rareș Pop este nominalizat la Balonul de Aur împreună cu Kylian Mbappé, Rafael Leao și un anume Isaac Charles. Nu știu cine e Charles ăsta. Prințul Charles, ok. Hai să vedem, poate totuși el câștigă Pop. Nu, Balonul de Aur e câștigat de jucătorul ăsta, Isaac Charles, de la Chelsea. Cine ești tu? Nici măcar în Mbappé-ul nu l-a luat. Charles. Cine naiba ești tu, mă? Isaac Charles. 21 de ani, 90... De ce? Are și overall-ul mai mic. Da. Băieți, în sfârșit, finala Champions League și în ce mod teatral să avem finala Champions League. Fix cu echipa unde n-am câștigat niciun trofeu și mi-ar plăcea din suflet să le furăm acest trofeu celor de la Atletico Madrid. Ne-am pierdut efectiv timpul la acea echipă, dar e momentul să ne luăm într-un fel revanșa. Asta este echipa noastră. Pop, 95 overall. Dacă mai câștigă și trofeul ăsta, sigur ia Champions League-ul. Și ia, marcând primul gol al echipei sale. Nu vine să cred că am reușit să facem obiectivul ăsta. Credeam că nu o să mai câștigăm niciodată Champions League-ul, dar în acest moment am mari speranțe și la Balonul de Aur și vreau să văd că am câștigat și campionatul. În sfârșit, frate. Cupa Bayern, nici nu mai în pas. Și am fost și în Supercupa Europei,
pe care am câștigat-o. Deci 3 trofee în acest sezon. Popule, felicitări, tată, ești mai mult sau mai puțin balonul de aur, asta știe toată lumea. Dar să mai simulăm un sezon ca să te vedem câștigător. 95 overall, 26 de goluri, 12 asisturi, nu sunt cele mai bune asisturi. Haideți să mergem la ultimul sezon, sezonul cu numărul 10. Și câștigătorul balonului de aur este Rareș Pop. Nu știu de ce n-am avut animație, pentru că n-am simulat normal, am simulat, în fine, nu mai contează. Am îndeplinit obiectivul în 2032. Da, hai să vedem finalul sezonului. Așa, băieți, am terminat sezonul nostru la Dortmund, n-avem finală de Champions League, dar am câștigat campionatul, e bine acolo pentru noi, am luat și Supercupa Germaniei, Cupa n-am mai luat-o, Champions League-ul, finală City cu Chelsea, nici nu mă interesează. Ăsta a fost episodul, băieți, vă mulțumesc dacă a stat până aici la final cu mine, fratele vostru Leone, ca întotdeauna, nu uitați de like și subscribe și am postat și eu pe Instagram, dați și mie un like acolo, vă pup! Ciao, ciao!